Salut, sunt șef Sorin Bontea. Da. Și mă aflu aici la invitația prietenilor de la Cramele Domeniile Davidescu. Vreau să fac o rețetă cu pui, da? Piept de pui suprem, mai exact. De ce îi spune suprem? Pentru că are bucățica de aripioară în plus. N-am inventat eu chestia asta, pur și simplu așa este. Iar ce merge bine lângă un piept de pui, așa bun cum îl fac eu, la fel un vin foarte bun, un rosé rară neagră. Și vine și partea mea preferată, mai nouă acum. Mereu trebuie să învăț, să țin paharul. Simt aromă de smeură, de căpșuni, de petale de trandafiri. Wow! O explozie de arome fructate. Foarte bun, o să meargă la fix cu pieptul meu de pui. Hai să dăm drumul la treabă. Pentru această rețetă cu piept de pui suprem, normal, piept de pui, cartof pe care l-am fiert în prealabil, sfeclă, baby, morcov baby, păstârnac, miere, sare, piper, puțin usturoi și oregano proaspăt. Primul lucru pe care am să-l fac este să marinez legumele, pentru că trebuie să le bag la cuptor. Bag o mănușă de data asta. Ok, păstârnacul și morcovul, sfeclă. Oregano. Și doi căței de usturoi. Sare, normal. Piper. Mai mult, așa cum îmi place mie. Ulei de măsline. Și miere. Bun, așa, cam o lingură de miere. Amestec bine. Ia să vedem, aranjăm frumos aici. Le aranjez așa frumos. Le las un pic despărțit așa. Mai pun un pic de ulei de măsline și gata. Mă duc și le bag la cuptor, 180 de grade, cam 20 de minute, zic eu că sunt gata. Vreau legumele un pic mai crocante. Am băgat legumele la cuptor, dăm drumul și la pui, sare, piper, îl marinez puțin. Pun tigaia la încins. S-a încins, tigaia pun un pic de ulei, nu foarte mult. Doi căței de usturoi. Pieptul de pui îl pun cu pielea în jos prima dată. Și la fel, un pic de oregano proaspăt. Îi dau doar față, da? Nu-i fac nimic altceva, doar îi dau față și după aia cu tot cu tigaie în cuptor. Vedeți că am ales tigăi doar cu mânerul de metal, da? Să nu băgați cumva în cuptor cu mâner de plastic, o să rămâneți fără mâner la tigăi. Înainte să bag pieptul de pui la cuptor, am să-i pun o feliuță de unt rece din frigider. Îi pun și puțină miere deasupra, da? Dar foarte puțin, așa. Îi pun și puțin unt. Pun și un pic de unt deasupra, doar puțin, așa. O să-i dau o crustă frumoasă. Bag pieptul de pui la cuptor, 180 de grade, cam 20 de minute. Și vom avea un pui
Senzațional! Legumele și puiul sunt gata, da? Ia să vedem, arată. Trebuie să am grijă să nu pun mâna pe tigăi, că abia l-am scos din cuptor. Perfect. Ăsta este pieptul meu de pui suprem, care merge foarte bine cu roze rară neagră. Noroc și spor la gătit!